Рушені! Рушені! Примар Дініло! Вот как обходится полиция. Черчка тоді урбаніст. Шедомно прозаву я розліпив авторизації деконструкції в 30 апреля. І ти так має його. Центру історика капіталів, де він тон центру де інтереса примарі. Шедомно прозаву є тим буде чистої карасю купи буде моларе. А у трансформат центру історика трожадієр де конструкції. Де ще це фашим буде кишене у центру історика. А у мера маски тебе музенти. Горче луна сиде моляза. Страда щуся вадем. Pe o porțiune de un cartier avem trei monumente de palate și se construiesc hotele. Iată următorul switch 152 și demnitarii ăștia se dau cu părerea la, în fața publicii că au realizat ceva în mandatul respectiv, n-au realizat nimic. De ce n-ați așteptat să ștergă primarul discursul de pastă să încercă? Noi așa și-am vrut să venim numai cu o pancarte, cu o zince, lângă el. Dar ia că un domn care a stat acolo nu a dat permisiunea să ne ducem. Noi nu am vrut să... Sunteți unde? V-au dat cineva tricou? Au dat, da. Vrem ca să fie menținut cursul pro-european al Republicii Moldova și vrem ca într-o bună zi condițiile de viață de aici să fie aceleași cu cele din cadrul țărilor membre. În ceea ce privește Centrul Istoric al Capitalei, după cum cunoașteți, exemplul, din păcate, a fost dat de fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, care a demolat un monument de arhitectură de importanță națională, chiar pe bulevardul Ștefan cel Mare. Apoi au urmat o serie de alte intervenții neautorizate, din fericire asupra monumentelor de importanță locală, deci cel puțin nu au fost afectate monumente de importanță națională, excepție făcând parte, dar deocamdată este în picioare, cel de pe Pârcălap, colț cu Varlam. În ceea ce privește intervențiile neautorizate în Republica Moldova, conform legii, avem autorități competente, cum este Inspecția de Stat în Construcții, Procuratura și altele, care pot interveni și pedepsi pe aceia care încalcă legea. Din păcate, din cauza cadrului legislativ imperfect, și lipsei descentralizării, primăria nu are dreptul să pedepsească pe cineva anume pentru o încălcare, de la aruncarea unui muc de țigară până la demolarea unei clădiri. Primăria nu are dreptul să pedepsească pe cineva. În același timp, prin posibilitățile pe care le-am avut la îndemână, am luat măsuri pentru a opri, pentru a stopa, pentru a suspenda asemenea procese. Pentru fiecare caz în parte, este nevoie să fie făcută investigație. Altfel, riscăm să ajungem la concluzii greșite. În mare parte, Chișinăul, în partea sa veche, istorică, mai are foarte multe clădiri simple, obișnuite, din perioada secolilor 17, 18, 19, dar dintre care puține prezintă valoare arhitecturală. Mi-aș dori să reconstruim centrul orașului Chișinău, cel puțin după modelul în care s-a reușit construcția două clădiri, două imobile, pe strada Bodoni, la intersecția cu strada Alexandru cel Bun și respectiv strada Columna. Consider că sunt două clădiri reprezentative pentru centrul istoric al Chișinăului, pentru stilul orașului Chișinău și dacă cu asemenea clădiri vom continua să înnoim, mai bine spus, să umplem municipiul Chișinău, atunci cu siguranță vom ajunge la rezultatul dorit.